Ceaiul de sunătoare este de mare ajutor în obezitatea și îngrășarea pe fondul dezechilibrelor emoționale. Căsunătoarea este de un extraordinar ajutor. Pentru reechilibrarea sufletească o arată zecile de studii, de teste de laborator și clinice. Însă folosirea sunătoarei nu se limitează doar la cazul depresiei. Intern, ceaiul de pojarniță, după numele ei popular, demonstrează virtuți vindecătoare în multe alte afecțiuni, printre care și obezitatea pe fondul dezechilibrelor emoționale. Ceai de sunătoare contra obezității. Ceaiul de sunătoare este recomandat, printre altele, împotriva obezității și îngrășării produse pe fondul dezechilibrelor emoționale. Efectele se mențin pe o perioadă de timp îndelungată după încetarea curei. Mod de preparare. Se iau 3-4 linguri de sunătoare mărunțită și se pun la macerat în jumătate de litru de apă timp de 8-10 ore, după care se filtrează. Preparatul obținut se păstrează deoparte, iar planta rămasă după filtrare se fierbe în încă jumătate de litru de apă, timp de 5 minute, după care se lasă să se răcească și se filtrează. În final, cele două extracte se combină. Se obține aproximativ 1 litru de infuzie de sunătoare. Mod de administrare. Se administrează câte un litru, 1,5 litri pe zi, care se bea în reprize, cu 30-60 de minute înainte de masă. Cura poate fi urmată timp de 1-3 luni, cu pauză de 2-4 săptămâni. Studiile au arătat că sunătoarea nu dă dependență, iar efectele sale se mențin pe o durată de timp considerabilă, după încetarea tratamentului. Efectele ceaiului de sunătoare în obezitate. Ceaiul de sunătoare este un adevărat remediu anti-obezitate, deoarece conferă o stare de tonus psihic și de vigilență, reducând semnificativ suferința produsă de reducerea cantității de hrană. Totodată, creează dispoziție pentru o viață activă și pentru activitate fizică. Infuzia ajută la pierderea câtorva kilograme care se pun la loc la prima criză afectivă compensată cu mâncare din belșug, îmbunătățind simțitor stilul de viață.